scrisoare primită de la susținători părea să tulbure privilegiul unei nopți împreună pentru Miruna și Cosmin. Ce? Ce? De ce? Cum fac n-a citit? Continuare. Și e foarte bine că a zis că nu vrea răspunsuri la cameră sau ceva, că oricum vreau să mă duc să răspund. Zic exact ce ți-am zis și atunci cu scrisoarea aia. Da, dar nu să teamă acum să dai explicații punctual. Nu, n-ai înțeles. Păi, dar de ce nu mă lăsa să teamă? E părerea unui om, nu? O scrisoare strică tot? Pentru moment, Miruna și Cosmin își alegeau locul în care urmau să-și petreacă noaptea, iar doamna Adriana voia să știe ce conține scrisoarea respectivă. Da, mai Cosmin, ce să zic, scrisoarele sunt bune, da, sunt niște sfaturi. Oricum, ți-am zis, nu se compară cu scrisoarea acelei doamne. Ale unor oameni care poate ne privezi de zi. Înțeles? Da. Dar tot timpul vor fi oameni care vedea... În scrisoare au scris exact ce s-a văzut acum, fără... Da, și asta vreau zic, tot timpul vor fi oameni care vor vedea ceva bun și ceva rău într-o persoană, înțeleg? Da, dar eu în scrisoarea asta nu văd ceva inventat sau ceva... Păi exact, nu a fost inventat, da. Vreau să vă înțelegeți chestiile păi astea. Păi da, dar ascultă-mă. Ascultă-mă, eu mă refer că poate din certurile astea, poate învață și ea. Păi da. Ca pe parcurs să se controleze sau să nu mai aibă astfel de reacții, nu? Da. Deci, la ceva bun, tot ar trebui să ducă. Dar să lăsăm scrisorile deoparte, pentru că era momentul cinei. Nu mai sorbi! Păi și cum altfel? Știu că e ură, dar așa? Da, bravo! Pot și așa. Bravo! N-obișnuiesc. Pot și așa, dar e mai greu. N-ai! Parcă nu simt, nu simt. Aia e! Nu se mănâncă în greu, nu pot. Nimic nu pot. Să sorbi în creierii mei, așa? O să mâncăm separat. Hai! Ciorbă. Uh-huh. Aici, ca acasă, mănâncă în greu. Nu! Ba da. Aici când ne mai vede lume, nu? Ce să faci? N-am zis că te vede lumea, am zis că mă stresezi pe mine. O să te obișnuiești. Nu o să mâncăm ciorbă. N-ar trebui să obișnuiești tu fără să sorbi? Mai greu. Mai greu și eu să mă obișnuiesc. Acum, dacă foamea a fost potolită, să ne întoarcem la Cosmin, care dorea lămuriri cu privire la scrisori. Sigur nu te-a supărat scrisoarea? Nu. Știi cum te-am simțit? Ca un copilaj de la știi, care îi zic părinții, băi, nu mai umbla acolo la ducuri. Însă dacă nu mi-a picat bine, ascultă-mă. Dar treaba are că nu ai scris-o un copilaj de la care umbla la ducuri, deși n-avea voie, și a zis mami, ia, hai să vedem, opa. Și el a zis, nu, că n-am luat. Păi ți-am mai zis o dată, mi-a picat bine, dar nu e ca și cum ai scris-o tu. E părerea unei doamne, unor doamne. Ce anume nu ți-a picat bine? Tot. Tot? Da, pentru că a sunat ca și cum... să fii cu altcineva. Asta era o idee din toată scrisoarea. Da, și ideea mi-a rămas în cap. Și tu ai reținut exact ce ne trebuie. Uite, mie cel mai mult în cap mi-a rămas aia când a zis că ai stat și ai citit aia de mai multe ori. Am citit toate cele patru scrisori, n-am citit-o doar pe aia și care e problema? Adică, nu știu, acum nu ține mie contul cineva de tot citesc o scrisoare, poți să zici o mie de ori. Care e problema cuiva? Să o stai ție să spun de la cine cred eu că ar fi? Păi, mi-ai zis. Ok, și atunci ce insistăm pe chestia asta? Păi, uite, nici am scrisori sus pe care le-am primit cu chestii doar de bine, pe care le știi și tu, și într-o seară, de exemplu, mă simțeam așa cumva și le-am recitit. Păi, tocmai, de ce ai citit o scrisoare în care și eu sunt criticat, oarecum și tu, pe o parte? Era o scrisoare de 3 pagini jumătate, nu erau numai critici asupra ta. Deci ești cu mine care ai citit o scrisoare? Păi nu mă cer puțin, dar te întreb. Că așa aveau ce să o citesc din nou. Tu oricum cred că știi de la cine e, nu? Ce anume? Zic, cred că știi de la cine e. E Irina subiectul? Păi am insistat și atunci, mai Mirena, și... Dar știi, am mai zis atunci, în seara aia, vrei să vorbim din nou de aceeași chestie? Nu, dar chiar... Să ajungă să nu ne mai lase cu scrisori? Tu bă, știi cine a scris-o, nu? Nu, bag mâna în foc. Bă, nu ești, dar nu ești mai mult. Da, dar nu are nicio relevanță, adică... Cum nu ești relevanță? Pentru cine? Nu înțeleg de ce faci. Mă bagi niște chestii pe care nu pot să stau să le... Nu înțeleg de ce insisti. Dacă eu îți spun un lucru într-o seară și vezi că nu vreau să insist pe subiectul ăsta, tu de ce mă întrebi încă o dată?
Dar-s curios, îmi pui păi, ok, adică... dar nu trebuie să fii curios de toate chestiile pe aici. Dacă îți spun un lucru, înseamnă că nu vreau să-l spun. Sau că nu pot, sau cu orice altceva. N-are nicio treabă nici cu relația noastră, nici cu nimic. Ce anume ne întreb? Chestia asta, adică ce tot întreb lucrul ăla? Pentru că m-ai făcut curios. Nu-ți mai zic de 1000 de ori, ți-am zis, nu-mi prea-mi place să repet lucruri. M-ai făcut curios, era o curiozitate. Da, uite, eu nu vreau să am curios legate zis... de tine prea multe în competiția asta. O să le am afară și o să mi le satisfaci tu, toate curiozitățile. Nu înțeleg ce ai. Eu? Păi da, ce ți pare că am eu? Dacă nu am nimic, ce vrei să zic acum că supărată doar ca să zici nu tu că... Nu trebuie să-mi zici de dragul de mi zici. Ti, dacă nu sunt. Știi ce mă roade, mă gândesc câteodată? Ce te roade ea? A, dacă mi-o zici așa, păi nu, să nu mai zic, serios. Ca și cum, hai, ce ai și tu pe suflet? M-am și uitat. Hei, ai uitat, mă lași. Păi, simt așa că sunt foarte multe lucruri despre tine pe care ar trebui și ai vrea și ai simți să mi le spui. Și totuși, n-ai cum sau nu vrei pentru că suntem aici. Nu sunt multe. Cât ar fi, nu stau să le număr. Chestia două, dar nimic, fascinant. Dacă nu era fascinant, mi le spuneam. Să nu stau să povestesc aici chestii din viața mea care implică alte persoane. Nu te-am cerut asta dacă nu vrei și nu simți că e ok. Dacă am adus asta în discuție și să zicem ar fi o poveste pe care vrei sau simți să nu zici, n-ar fi trebuit, adică n-ar trebui ca eu să știu ceva de acolo sau nu știu. Nu înțeleg. Că așa pot să zic și eu, că când ieșim de aici îți povestesc despre toate fostele mele, dacă vrei. Înțelegi? Da, îți povestesc așa, de dragul de a-ți povesti. Sunt niște povești mai grele, pentru mine, adică care m-au schimbat mult. Dacă anumite curiozități au fost satisfăcute, cei doi se pregăteau pentru retragerea în dormitor. Simțim că e loc de dragoste. Miții și-a impus strategic culcușul. Asta spre nemulțumirea lui Cosmin. Nu mai aveam loc în pat și venise și Miții. Păi nu mai greu, insular, totul, fata, tot. Da, ce trebuia să mă miți pe ceva serios, s-a adus totul. Miții, asta e ceva. Da. Zice că tu n-am să pe dormeai, tu dormeai, e ca de obicei te păzești. Acum păzești pe Miți. Practic ai dormit cu două fete, nu? Practic, da. Da. Ce scrisoare ai primit? O scrisoare care... Asta scrisoare de la două doamne în care oarecum Miruna e criticată pentru ceea ce a făcut până acum, adică strict cum au văzut doamnele respective situație. Uh-huh. Nimic. Wow. Au și precizat că ne-au trimis scrisoarea după ziua de vineri și că nu știu în ce situație ne găsesc. Da, da. Adică... Și ce spuneau în scrisoare? Că ar trebui să-ți găsești o fată, o altă fată? Oarecum, adică ca și cum ar exista... O altă fată, o altă iubire. O altă șansă și după Miruna sau altă fată. Ia asta, zice... Pe pagina a treia. Pe pagina a ține minte și n-ai citit-o, n-ai citit-o, dar... Am citit-o. Da. Am citit-o împreună, da. Privește cu încredere doar spre viitor și fii deschis pentru tot ce urmează. O nouă șansă, o nouă fată, o nouă iubire. Asta zici că e promo la emisiune, un nou sezon. Ce? Dar cine sunt? Habar n-am, chiar nu știu. Vine o nouă fată și... Păi și dacă vine? Dacă vine pentru tine. Poate să vină. Adică dacă vine, vine degeaba pentru mine. Ia o zbină. Știam. Da, ia să vedem ce
Ascultă-o pe sora ta care ți-a spus la capricii, deschide bine ochii în jurul tău. Da, sora mea mi-a spus asta pentru că mă iubește și probabil s-a referit să deschid ochii mai bine în relație ca să fac tot, ce, tot ceea ce e mai bine pentru mine, în primul rând. Pentru că e sora mea și mă cunoaște foarte bine. Miruna, din 7 scrisori frumoase, a ales să o rețină doar pe aceea, a afectat-o mult și o recitește aproape în fiecare seară. Am citit scrisoarea odată când am primit-o cu celelalte pentru aniversare, odată i-am citit-o lui Cosmin și am citit-o încă o seară pentru că am avut o discuție cu Adriana și mi-a zis că nu ne susținea grupul sau persoana respectivă pe amândoi și de asta am recitit-o. Adică nu era că m-a afectat, le-am și spus lor că n-ar trebui să ne afecteze, sunt părerile unor oameni, putem să luăm ceva din acele păreri ca să îndreptăm, dacă nu... Dar care e subiectul despre care să nu mai vorbiți? Era legat de ideea cu florile. Ăla este subiectul? Da, da, o parte din trecut. Și i-am explicat că nu sunt chestii de ascuns, doar că nu cred că am venit la spovedanie și ca să înțelegi cumva de ce am ajuns să mă maturizez sau prin ce am trecut, nu vreau să fie expus aici, că îți povestesc episoadele mele din viață, când am suferit sau de ce sau cum. Dar cu siguranță eu când voi ieși voi povesti cu el și cum și el are chestii de povestit, atâta tot. Asta i-am spus și eu. I-am spus că n-am dat în cap nimănui, n-am făcut nicio chestie. Aș fi curios să aflu despre o fostă relație de ei, doar ca să știu cât de mult a ajutat-o pe ea să se maturizeze și cât a schimbat-o. Nu mă interesează detalii sau ce a făcut. I-ai spus doar că sunt două subiecte mai grele. Normal că omul vrea să știe că... Da, dar nu... Adică voi vorbiți despre căsătorie. E cumva... Da, poate cum am exprimat... De înțeles. Îi las un semn de întrebare, dar nu e nimic grav. Adică am suferit, da, am suferit și... Aș fi vrut să-i povestesc exact ce s-a întâmplat. Adică și depinde cât, cât e de gravă treaba. Adică că... Nu, n-au fost implicați copii sau chestii de genul, zic din start. Nu, nimic la modul acela. Și Ada spune că nu îi se pare grav. Nu? Nu, nu judec pe nimeni, nu e viața mea, dar nu, n-au fost chestii de genul. Adică nu sunt chestii fantastice. Uh-huh. Dar vreau să-i povestesc cum a fost relația care m-a marcat, atâta tot. Și nu vreau să povestesc aici. Dar n-ai mai spus despre ea? Nu am povestit-o, vă dați seama că persoana respectivă are și ea o viață afară. Îți mai trimite flori? N-am mai trimis, cred că s-a convins. Ah, deci are o viață... Știu eu, nu pare că are o viață afară. Pare că are o viață în fața televizorului sau în fața antenei Play. O să zic, nu pot să știu cine se uită și... Și că viața, de fapt, e afară și nu aici? Și ce mai era acolo în biletele alea? Mai era ceva? Să-mi ascult sufletul. Și să pui mâna pe inimă. Da, și o pune Cosmin. Când mai avem nopți împreună. Mă rog, pe inimă, dar nu pe... Da. Înțelegi ce am fost? Îmi atinge sufletul. Am înțeles, am înțeles. Da, eu sunt responsabilă pentru ce trăiesc aici, de afară nu știu. Și... N-am cum să știu și nici nu mă interesează. Bine. Ok, hai să trecem la Gabriela, care...